fermieri spun că anul acesta este anul traderilor. Este opinia celor care nu dispun de sisteme de depozitare și care sunt nevoiți să accepte prețul impus de aceștia. Ne propunem și noi astăzi să învățăm ce înseamnă un sistem complet de depozitare. Ne aflăm în fața fabricii Silos Cordoba, înființată în 1975, o experiență de aproape 40 de ani, timp în care această fabrică și-a îmbunătățit produsele și a ajuns ca astăzi să ofere în întreaga lume sisteme inteligente de depozitare a cerealelor. Vă propun să intrăm în inima acestei unități, acolo unde sunt proiectate și executate acele construcții impozante care ar trebui să strălucească în fiecare exploatație agricolă. Joachim Gonzalez, sunteți astăzi gazda noastră în fabrica Silos Cordoba. Sper ca astăzi să urmărim întregul proces tehnologic și pornim de la materia primă. Da, materia primă, cum vedeți, este tablă galvanizată cu 600 de grame. Există și tablă prelăcuită în verde pentru acoperișe și silosurile din fermă și de aici trecem la procesare, la prelucrare această tablă. Ce înseamnă practic această prelucrare a materiei prime, acestei table? Primul pas este să ondulăm tablă, să le conferăm rezistența dorită și urmează să curbăm table, fiecare piesă în parte, să obținem diametrul dorit. Mergem și noi să vedem acest lucru. Mergem. Aici a terminat procesul de ondulare și curbare și se formează pachetele, că va fi parte de fiecare silosu. Văd cum sunt prelucrate componentele mari, dar pentru asamblare avem nevoie și de piesele mici, nu? Da, asta este secția de devitare, piesele mici. Ați văzut, fiecare utilaj în parte face diferite piese, o pune într-un raft în anumit ordin, că rămâne înregistrat într-un calculator, fiecare raft este numerotat și se... Este vorba de rafturile pe care le avem aici în spate. Exact. Fiecare raft se duce în magazie la un loc că este înregistrat de calculator. Când trebuie să ansamblăm aceste subansamble, calculatorul ne da comandă de câte piese avem nevoie de fiecare reper și caută în magazie automat să ne vine la secție de ansamblare toate piesele care ne trebuie și în ordin în care o vom ansambla. Am văzut foarte puțin oameni în această fabrică. Totul este realizat automatizat? De la început, când s-a creat Silos Cordoba, obiectivul de patronii a fost să lucreze cât mai automatizat posibil, să crească în productivitate. Așa, să investește permanent în tehnologia de ultimă generație, să fie cât mai mare productivitatea, să fie cele mai mici costurile de producție, să putem ajunge la piață final, la utilizator final, la client final, cu costurile cele mai scăzute pentru unitatea de stocare. Și piese realizate cât mai exact, pentru că totul este monitorizat de computer. Da, de la tablă când vine, de la furnizor, intră în gestiune în programul de automatizare, până când pleacă în camion, cum veți vedea mai departe, este controlată fiecare piesă unde se găsește în magazie. Știu că și aceste silozuri sunt controlate de un computer, există un monitor de monitorizare a tuturor parametrilor. Putem vedea și această zonă unde se realizează panoul de comandă? Da, cum am spus, Silos Cordoba producem absolut toate componentele că sunt într-o instalație de însilojare, de la silozurile la celule, elevatoarele, transportatoarele, uscătoarele, curățitoarele și automatizare. Programele de informatizare, aceste silozuri, tot aici la noi se facem. Când este vorba de service post-vânzare, post-garantia, unde sunt zone unde este acoperit de internet și s-a folosit sistemul automatizat, să preia comanda la instalație chiar din sediu, de la fabrică. Nu este recomandabil, dar s-ar putea. Inclusiv clienții noștri, că au tablourile automatizate, de la birou sau de acasă, pot să da comanda la silosurile. Dar e bine să da de la fața locului, să nu cumva descărcăm într-un camion, că nu există. E mult
mult mai sigur așa. Da, da, este mult mai simplu și mult mai ușor de controlat. Mereu clienți ne spune că un silos complet, o instalație complet automatizată, trebuie să aibă un specialist în informatică să comandă. Este invers. Cât mai automatizată este instalația, mai simplu este de coordonat tot. Orice copil că știe să joacă cu videojocurile moderne este capabil să comandă cea mai complicată instalație din silozare. Când este manual, atunci trebuie să știm exact ce motor pornim, când îl pornim, în ce ordine îl pornim. Când este automatizat, face calculatorul tot.